Din cadrul festivalului Săptămâna Filmului Interetnic, ediția nouă, proiect al Asociației Centrul European pentru Diversitate. Suntem Cristina Ciulei, Alexandra Cornea și Mihnea Riton, gazdele dumneavoastră această seară. Festivalul este cofinanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României. De asemenea, anul acesta ne-au sprijinit financiar persoane fizice și juridice din municipiul și județul Tulcea. Damona și Simigeria Petru, FGM Security, Celten, Arheus Group, Restaurant Mojito, Hotel Delta, Sece Frahăr, Trandafir Dascălu, Dumitru Dascălu, Petre Marinescu, Ionel Parmac, Tașcu Caraman și Nicolae Caraman. Ne sunt alături în calitate de parteneri locale proiectului Primăria Municipiului Tulcea, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, filiala Tulcea. Uniunea Ucraine din Nord România, filiala Tulcea, Comunitatea Italiană din Comunitatea Elenă din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă, filiala Tulcea, Uniunea Democrată Tătarilor Turco-Musulmani din România, filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Română Tulcea, Partida Romilor Pro-Europa, filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea Megleno-Română din Cerna, Comunitatea Bulgară din satul Lunca, Institutul German Ghiote București, Institutul Cultural Vito Grasso din București, Centrul Cultural Turc Ionus Emre din Constanța, Consulatul General al Federației Ruse al Constanța, Centrul Cultural Multietnic din Tulcea, Școala Populară de Arte și Muzee. Dar înainte să dăm startul spectacolului, uităm în scenă pe Solomon Feinblatt, președintele Comunității Evreiești Tulcea, și pe Simion Lucian Eduard, prefectul municipiului Tulcea. Bună seara tuturor, bine ați venit la această seară, sperăm, deosebită. În această seară nu reprezint prefectura, reprezint comunitatea armeană din Tulcea, atâția cât mai suntem. Nu foarte mulți, dar bun, vorba lui Pavucian, colegul și deputatul Uniunii Armenilor din România. Dați-mi voie să salut prezența pe scaune, în fața tribunei, a colegilor mei de la filiala din Bacău, a filiala din Brăila, din Constanța, din Roman, colegi care, ca de altfel de 2 ani, vin în fiecare an la invitația filialei din Tulcea și particip la această seară minunată organizată de Eudivers. Felicitări organizatorilor. Îmi pare rău că anul ăsta n-am putut să venim cu o formație de tradițională de dansuri, dar promitem că la anul vom continua tradiția anilor trecuți și poate de ce nu vom invita o formație direct din Armenia, de Erevan, să o aducem la Tulcea. Dar veți vedea un film armenesc în seara asta, cred deosebit și sper să vă placă. Îl salut și pe colegul comunității de la comunitatea evrească și bine ați venit! Bună seara! În ultimii ani, comunitatea evreilor din Tulcea a fost reprezentată la aceste festivaluri de către ansamblul artistic de dansuri israeliene Hora din cadrul Centrului Cultural Evreiesc din București. În urma invitației de anul acesta, grupul Hora va prezenta un nou program în fața dumneavoastră, pentru care vă dorim vizionare plăcută. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc grupului Eudivers Voluntarii și tuturor sponsorilor care au contribuit la realizarea acestui festival. Vă doresc o seară plăcută! Dragi oaspeți, aflați că armenii provin din Tulcea și Asia Mică s-au așezat pe pământul românesc la începutul secolului IX, mai întâi în Transilvania și Basarabia, Moldova și Muntenia, mult mai târziu în Dobrogea. Astfel, pe la 1900, aici au ajuns să locuiască aproximativ 2600 de armeni, cei mai mulți stabiliți în Sulina, Tulcea și Babadag.
Armenii din Tulcea, renumiți ceasornicari și bijutieri, și-au concentrat cartierul în jurul bisericii armenești Sfântul Grigore Iluminatul. Totuși, filiala Tulcea adună azi la un loc 45 de armeni, care sunt în mare parte creștini. După Biserica Română, pentru că nu am mai avut ocazia să participe la slujbă oficiată în limba armeană. O altă comunitate prezentă în căminul nostru Tulcea este cea evreiască. Ei bine, în anii 90, aceștia reprezentau cam 10% din numărul total al locuitorilor Tulcei. Aceștia se ocupau cu negustoria, dar erau de asemenea buni și apreciați cizmari și croitori. În funcție de proveniența lor, evreii se împart în două categorii. Sefrazii, proveniți din sudul Europei și Spania, și evreii așchenazi, sosiți din Europa Centrală. Prezența evreilor în Tulcea este astetată încă de la secolele 14-15, așa cum indică momentele funerare din cimitirul vechi evreiesc de pe strada Gavrilov Corneliu. De asemenea, un edificiu reprezentativ pentru comunitatea evrească din Tulcea este templul Coral de pe strada Babadag, impresionant atât prin fațada impunătoare, cât și prin interiorul fastos. Cartierul evreiesc se întindea altădată în sudul orașului, pe dealul Babadagului. Comunitatea evrească dispunea de 3 sinagogi, de o școală pentru studiul Torei și de un mic veteară.